Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Urmăriți știri și evenimente locale. Sala Mare a Bibliotecii Tudor Flondor a găzduit sărbătorirea cuplurilor rădăuțene, care au împlinit 50 sau chiar peste 50 de ani de căsătorie. Manifestarea a fost organizată de Primăria Municipiului Rădăuți, al doilea an consecutiv, anul trecut fiind sărbătorite 53 de cupluri, iar anul acesta 31. Fericitele familii au primit diplome de merit pentru 50 de ani de căsnicie în armonie deplină și înțelegere exemplară, flori, ciocolată și 2 milioane de lei prin intermediul Direcției de Asistență Socială. Toți cei prezenți au fost încântați de buchetul de cântece populare oferite de Adriana Bucevski și Dana Dăncilă, iar la final s-a ciocnit câte un pahar de șampanie, prezenți fiind și edilii municipiului Rădăuți. Și la Rădăuți s-a introdus această, să zicem, modă de a ne întâlni cu cei care au conviețuit 50 de ani, cu cei care doresc și ei să mai fie luați în seamă, că dumneavoastră, chiar dacă e pensia mică sau nu ajunge și nu o să ajungă niciodată, dar te ia cineva în seamă. Și mare lucru asta. Ei, primăria, primarul, viceprimarul, consilierii municipali au fost în unanimitate de acord să facem această întâlnire cu dumneavoastră astăzi aici. Ați demonstrat prin conduită că se poate și așa. În sensul că poți conviețui foarte bine lângă soț și lângă soție peste 50 de ani și așa mai departe. Eu vă felicit cu acest prilej. Vă doresc sănătate și lungim de zile, cum să spun. Avem 50 de ani de căsătorie. Pentru noi este o onoare foarte mare că primaria a avut grijă ca să ne stimuleze cu ce a putut. Și vă mulțumim primariei. Mulțumim primăriei, primarului, consilierilor care au aprobat să o gândiți și la noi unde. Îi mulțumesc să trăiască și ei și să ajungă și ei la 50 de ani. Începând din această săptămână, hala de carne a pieței municipale Rădăuți și-a deschis porțile pentru cumpărători. Renovată după standardele și cerințele europene, hala a fost ființită în prezența reprezentanților administrației locale. Rădăuți este beneficiar acestei măcelării, acestei societăți, după ce am fost puși în avertizați foarte serios de către Direcția de Sănătate Veterinară Suceava, că trebuie să ne încadrăm în normele europene de igienă, de curățenie și de vânzare. Trei societăți au primit, sau AFE-uri, au primit această dezlegare, să zic, din partea Direcției de Sănătate Veterinară Suceava. Respectiv, această măcelărie autorizată cu abatorul ei, AFE-ul Buliga și AFE-ul Rotaru. Primăria nu și-a permis să cheltuiască bani pentru ca să fie reabilitată la norme europene această sală, această hală de carne
Și atunci a scos la concesiune, a scos la vânzare, la cei care au bani și, de fapt, care sunt autorizați în acest sens. Astfel, prin procedurile care s-au făcut în Consiliul Local și cu înțelegerea deplină a consilierilor local, s-a hotărât că această lucrare să fie preluată în sistem privat, pentru că aceasta este și rațiunea pentru care Uniunea Europeană invocă acele norme drastice de igienizare a acestor alimentații publice. Și astăzi avem bucuria de a avea în fața noastră un local, o măcelărie și celelalte două afeuri cu preparate tradiționale pe care le-am enumerat, eu zic, la standarde europene. Cu angajamentul nostru să continuăm, domnule dr. Dulgherov, și cu activitatea de lapte, brânză, ouă, astfel încât rădăuțul se poate să se înscrie în acele standarde pe care le dorim cu toții și rădăuțul să fie și este, de fapt, primul oraș care va putea servi carne și preparate ecologice cu adevărat cum ne dorim cu toții. Rădăuțul a ajuns și cu magazinul de spații de carne și cu măcelăria la nivelul european, iar la nivel de județ Suceava sunteți primul. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați respectat legislația. Suntem pentru prima dată când cineva ne spune să vă dea Dumnezeu sănătate și ne bucurăm că au fost Sfinții Părinți. Deci le-a dus Domnul Inspector, că de obicei mulți ne bleastemă, dar asta e soarta noastră. Ei, acum vreau să fiu și eu fericit că avem un vis împlinit. O măcelărie modernă și două magazine de face produse tradiționale care vor fi foarte căutate. Vă rog să țineți la carne românească și am rugat pe toți care fac produse tradiționale să nu aducă pui din import sau carne din Canada, să facă produse tradiționale când nu ies, iar cei care vând carne în măcelărie să știe foarte clar că îi vom urmări, nu cumva să aducă carne din import, să o decongeleze și să o revândă precum carnea proaspătă, că noi știm toate aspectele. Vă mulțumesc și vă felicit pe toți care ați pus umărul să dea Dumnezeu să aveți noroc, să vă bucurați, să vă scoateți banii investiți și oamenii să fie bucuroși de produsele pe care le vindeți și să fie sănătoși. Mulțumesc! Sper să menținem ce am făcut, să nu dezamăgim. Să vedem ce poate face, poate dacă se va putea ajunge și până în capăt și cu brânza, să ajungem la capăt, dacă consilierii vor fi de acord și... Da. Deși la noi în Bucovina temperaturile ating rare ori valori critice, autoritățile locale au instalat un punct de prim ajutor medical în apropierea catedralei municipiului. Pentru prevenirea efectelor negative ale caniculei și ca urmare a temperaturilor mari înregistrate în ultima perioadă, Spitalul Municipal Rădăuț, împreună cu autoritatea locală, respectiv Primăria Municipiului Rădăuț, Poliția de Frontieră, a luat unele măsuri cum ar fi. S-a instalat un cort de prim ajutor, un punct stradal, lângă catedrală, care este dotat cu apă potabilă, cadre medicale și ceva medicamente de urgență, unde toți locuitorii municipiului Rădăuț se pot prezenta pentru a-și lua o tensiune și pentru a fi trimiși la un medic specialist în cazul unor afecțiuni mai grave. În ceea ce privește spitalul, are asigurată rezervă de apă potabilă prin rezervoarele proprii și plus a dispus suplimentarea aparatului de urgență la compartimentul de primire urgență pentru prevenirea anumitor boli și tratarea acestora în mod corespunzător. Spitalul Municipal Rădăuț vine cu câteva precizări privitoare la depășirea perioadei de caniculă. Conform comunicatului de presă dat de Ministerul Sănătății Publice, este necesar ca persoanele vârstnice și copiii și bolnavi cu afecțiuni cardiace sau respiratorii să evite deplasările în spațiu liber între orele 9 și 17, când temperaturile sunt destul de ridicate. De asemenea, în cazul expunerii la soare, trebuie să se protejeze cu mijloace specifice, pălării, umbrele, ochelari de soare, haine de preferință de culoare cât mai deschisă și să fie făcute
din țesături naturale. Foarte important este consumarea zilnică a 2-4 litri de lichid și evitarea consumului de cafea pe cât posibil sau, dacă nu, cât mai puțin, precum evitarea totală a consumului de băuturi alcoolice. Acestea sunt câteva recomandări pentru a putea depăși această perioadă caniculară care afectează întreaga țară și implicit și zona noastră. În cazul în care oricare cetățean prezintă una din simptomele datorate caniculei, vă recomandăm să vă apropiați cât mai mult sau să fiți transportat la cortul special amenajat de instituția noastră, aflat lângă catedrală, în centrul municipiului, unde veți primi minimul de ajutor medical, iar de acolo se poate transporta pacientul prin serviciu de ambulanță, respectiv 112, la camera de gardă a spitalului, unde veți fi preluat de serviciul nostru. Pentru weekendul viitor, vă propunem să faceți un popas la Suceavița. Doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, vă anunț că în zilele de 29 și 30 iunie 2007, mai precis weekendul următor, la Suceavița va avea loc una din cele mai frumoase sărbători ale satului, Zilele Suceaviței. Vor participa mai multe formații din județ și din afara județului, iar spectacolul va fi transmis de către televiziunea Etno TV, Cromtel și alte posturi. Vineri, printre cei care vor concerta, va fi formația Record cu Călin Brătianu, Alexandru Recolciuc și formația Cetena, Adrian Bucevski, Ansamblu Ciprian Porumbescu. Sâmbătă va fi Ileana Rus, Ionela Popescu, Ansamblu Artistic Ciobănașul al clubului copiilor din Rădăuț, un ansamblu din Voloca, Ucraina, comună înfrățită cu Suceavița, iar spre seară, grupul Desperado va da un recital extraordinar. Manifestările se vor încheia cu un foc de tabără. Dacă considerați și aveți timp liber, vă invităm să fiți în mijlocul nostru, că nu veți avea ce regreta. Programul în detaliu puteți citi de pe videotextul televiziunii locale din Rădăuț. Vă mulțumesc și vă așteptăm! Nicodemus. Valoarea premiilor, deosebit de tentantă, a generat o competiție strânsă, a cărei rezultat îl puteți afla rămânând alături de noi în momentele ce urmează. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bună seara, stimați telespectatori și bună seara, stimați spectatori. Vă spun spectatori pentru că astăzi concursul nostru, Bursa Anuală Nicodemus, se desfășoară în prezența unui public.
Pentru cei care nu cunosc, ne aflăm aici, undeva în centrul orașului Rădăuți, pentru imparțialitate, ca să nu fim nici în Colegiul Național Eudoxiu Burmuzachi, nici la Liceul Andronic Motrescu și nici la Colegiul Tehnic. Suntem la Gerald's Hotel. Gerald's Hotel a pus la dispoziție sala de conferințe pentru ca bursa anuală, am folosit deja cuvântul anuală pentru că va deveni anuală, să se desfășoare aici. Un hotel nou în orașul nostru, care face primul pas cu dreptul între instituțiile școlare. Mulțumim domnului director de la Gerald's Hotel. Cu 10 ani în urmă, începuse Cupa Nicodemus. Nu mă îndoiesc că există vreun rădăuțean să nu știe ce e aceea Cupa Nicodemus. Trăsnaia asta a evoluat până când la ediția 10-a, Holograf, Voltaj și Iris se întâlnesc pe aceeași scenă, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în România. Premii substanțiale în bani și totul datorită unui singur om, nu Nicodemus, ci Costel Babiuc. Trăsnaile la el se multiplică în fiecare perioadă și vara asta, ideea lui a fost de o bursă care să se numească Bursa Nicodemus. A spus inițial că vreau să dau această bursă celui mai bun elev. Numai că nu întotdeauna cel mai bun elev este cel mai premiat și cel care a avut cele mai mari premii. Îmi aduc aminte din perioada de școală că existau colegi pe care îi iubeam mai mult decât pe șeful clasei. Pentru că erau mai deschițați, pentru că de multe ori ne ajutau pe cei care rămâneam în urmă. Și atunci a spus că cel mai bun elev nu trebuie să fie numai bun la învățătură. Trebuie să-și ajute un coleg. Trebuie să tragă clasa în față și, de ce nu, școala. Scopul concursului de astăzi este identificarea elevului cu rezultate bune la învățătură, dar și cu o personalitate deosebită, cu trăsături care îl recomandă ca fiind creativ, cu convingeri ferme, cu atitudine și dorință de autodezvoltare. Concurenții noștri de astăzi sunt cei nou pe care fiecare școală i-a trimis aici. Costel Babiuc, te rog să te ridici puțin în picioare, să te vadă toată clasa. Dacă ar fi să intru puțin cu bocanci în intimitatea omului de afaceri Costel Babiuc, v-aș spune că cea mai proastă clipă din viața lui de elev a fost atunci când a fost scos în careu în fața clasei și în fața școlii. Nu i-a plăcut deloc acest lucru. Și probabil pentru a-și spăla păcatele de atunci, face astăzi bursa anuală în Podemos. S-a pornit de la locul întâi și S-a pornit de la 5.000 de lei locul întâi, numai că membrii jurului, cei 10 pretendenți la oferta de notă, au spus că nu există o balanță, o imparțialitate și ar trebui să îi stimulăm pe cei nou curajoși și să le mai dăm ceva. S-au venit cu fel și fel de soluții, să mai găsim niște sponsori. Sponsorul e greu în ziua de astăzi și atunci greul a căzut tot pe sponsor. Adică pe Costel Babiuc, care a spus, mai ofer încă un premiu 2 de 2.000 de lei și încă un premiu 3 de 1.000 de lei. De la vorbă până la faptă, Costel Babiuc nu este o distanță foarte mare. Cecurile sunt deja semnate. Un cec de 5.000 de lei, unul de 2.000 de lei și mai bine 1.000 suplimente de viteză cash. Clasele de economică bănuiesc că știu deja cum se lucrează cu cecuri, cum se lucrează cu cash și așa mai departe. Ca să nu ne întindem prea mult, anunțăm numele concurenților. Ancuța, Cristian, Cătălina, Carmen, Alexandru, Raluca, Liviu, Mihai și Adrian. Vom avea la mulțumesc! Vor avea chiar de la runda întâi, de la proba întâi, posibilitatea să se prezinte și veți ști puțin mai mult despre ei. Nu putem însă să demarăm în această probă fără să cunoaștem juriul.
Pe rând, microfonul începe de la președintele onorific al jurului, care nu are voie să pună note. De data asta nu dau nicio notă și vă urez dumneavoastră să-i susțineți pe colegii dumneavoastră și sperăm ca să fie o competiție strânsă. A fost viceprimarul Irina Sarcinski. Angelica Păslar, de la grupul școlar Andronic Mătrescu, profesor de socio-umane. Bonții Arcese, profesor consilier, colegiul Iodosiu Cluză. Andrea Transfazia, profesor de biologie la Colegiul Național Iodosiu Cluză. Eugenia, elevă în Colegiul Național Iodosiu Cluză. Radu Pazanu, profesor consilier la Politehnica Dălți. Fiecare liceu, după cum urmează, un profesor, un elev și un consilier școlar. La aceștia se adaugă sponsorul principal al concursului, domnul Costel Babiuc, și președintele jurului, inginerul Ilie Sarcinski, viceprimarul orașului Rădăuți. Au drept de jurizare toți membrii componenței jurului, mai puțin președintele acestuia. Vă citesc din regulament. Se constituie un secretariat al concursului, sunt acolo patru elevi. Întrebările sunt alcătuite de către membrii juriului, fiecare propunând câte trei întrebări, care se elaborează cu o oră înainte de începerea concursului. Toate acestea s-au introdus într-un bol transparent. Aici. Aici începe necazul vostru. Și începem așadar runda întâi. Pentru început, fiecare concurent trebuie să se prezinte într-un minut. Cine va fi primul concurent, printr-o tragere la sort, un nume din acel vol, vă rog. Să mă numesc Cristian Mihai, sunt elev al Colegiului Tehnic Rădăuți și am 19 ani. Sunt o persoană deschisă și dornică de noi provocări. Doresc să particip la acest concurs pentru a demonstra că sunt capabil să mă impun și pentru a câștiga. Mulțumesc! Mă numesc Coic Adrian, am 18 ani și am absolvit recent clasa 11-a la Colegiul Național Iodosiu Cluză, la profilul matematică informatică intensiv. Mă pasionează informatica și am căutat să profit de orice șansă de a mă afirma în acest domeniu, atât pe plan național cât și internațional. Mă interesează de asemenea limbile străine, dețin două certificări pentru engleză și germană. Și am dedicat o mare parte a timpului meu în activități și proiecte care vizează comunitatea locală, precum un proiect de ecologie care să sprijine Consiliul în decizii în privința salubrității și proiectul Cominus, pe care l-am și prezentat în numele colegiului țărilor partenere din, la întrunirea din ianuarie din Spania. Da, s-a spus. Mă numesc Anuța Băreță și sunt elevă la grupul școlar Andronic Mătrescu. Sunt o fire veselă, socială și ambițioasă. Îmi plac experiențele noi și competiția, dar condiția ca aceste lucruri să fie benefice personalității mele. Aceste lucruri sunt și motivele pentru care mă aflu astăzi aici. Mă numesc Băreță Cristian. Am 17 ani și sunt elev la Colegiul Tehnic Rădăuți. Particip la acest concurs pentru că știu că pot face față unor situații de criză și pentru că uneori ies din împrejurări dificile cu zâmbetul pe buze. Mă bucur să mă aflu aici pentru că simpla prezență la această competiție îmi dă șansa
de a observa cum gândesc colegii mei de la Colegiul de Muzică și de la celelalte licee din oraș. Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Caterina David, sunt eleva Colegiului Național 200 Muzachii de Dăuți, pe care am reprezint de 2 ani la diverse competiții naționale și internaționale. Dintre performanțele mele școlare voi menționa doar cele mai importante, cum ar fi locul întâi la Olimpiada Județeană și medalii de bronz la Olimpiada Națională de Matematică, medalii de bronz la un concurs internațional de informatică, care este în IT Contest din Polonia, și o colaborare cu revista Septentrion în vederea publicării unui articol de economie. Pe lângă aceste performanțe am terminat clasa a 10-a, cu media a 10-a și cum mi-a reușit să fac destul timp și pentru a asculta muzică, a face diverse călătorii pe munte și, bineînțeles, pentru a mă întâlni cu prietenii sau a face fotografii, ce reprezintă una din pasiunile mele. Mă consider o fire sociabilă și comunicativă, care îi place să discute idei noi și am venit aici numai pentru a câștiga. Să fii motivată de acest concurs. La timpul a expirat, mulțumim! V-am găsit, mă numesc Asentoaia Carmen Alina. Sunt absolventă a liceului Andronic Motrescu. Sunt o fire ambițioasă, dinamică, dețin arta comunicării și aș vrea ca pe viitor să devin o persoană de la care tinerii să aibă ce învăța, iar persoanele care îmi sunt apropiate să se mândrească cu numele meu. Bună seara și bine m-am găsit. Numele meu este Burge Alexandru Ionuț și sunt eleva la Colegiul Tehnic din Mădeuț. Am 19 ani, sunt o fire comunicativă, deschisă, îmi place să fac mulți prieteni și pot să mă integrez în orice grup. Îmi place foarte mult să călătoresc și să cunosc cât mai multe despre diferite culturi și oameni. Vreau să sugerez tuturor participanților. Aș putea începe prin a vă spune că mă numesc Raluca Colibaba și sunt eleva Colegiului Național Eudoxiu Muzachi, premiată cu 10 ori. În schimb, mulți dintre dumneavoastră mi-ați putea replica și ce dat. Într-adevăr, nu spune totul, dar cred că demonstrează multe. Mă pot defini ca o carte, pasiuni și abilități complexe încopertate în ambiția de a reuși, iubesc literatura și limbile moderne, de pentru care am obținut premiul 3 la Olimpiada Județeană de Limbă Germană anul trecut. Se spune că cei care nu cunosc istoria nu pot să prevadă viitorul, astfel că am descoperit și eu viitorul, obținând 2 ani la rând mențiune la Olimpiada Județeană de Istorie. Fiind totodată o fire activă și o persoană cu spirit de inițiativă, am recunosc că și cifrele și capacitatea de a conduce o afacere prosperă mi-au făcut cu ochiul, dar pentru care premiul special la Olimpiada Națională de Economie mi-a dat mai multă încredere în mine. M-am implicat în diferite proiecte pe plan local. Am colaborat la revista de limbă germană, tratând opera cu Proto. Bună seara și bine m-am găsit. Mă numesc Loredan Liviu George, reprezint liceul Andronic Motrescu. Nu mă pot lăuda cu prea multe premii, concursuri, dar sunt o persoană energică și activă și voi face o fază de opțiune. Juriu, pregătiți-vă rog notele pentru Mihai. Cei din Comisia Tehnică de acolo, vă rog multă atenție. Notele, vă rog. Pentru Mihai, citesc de aici. 8, 9, 9, 8, 10, 9, 10, 9, 9, 9. Notele pentru Adrian. 9, 9, 9, 10, 9, 10, 8, 10, 10, 10. Cătătorul este foarte tare în seara asta. Ancuța, toate pentru Ancuța. 9, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 8, 8, 9. Ia să vedem ce a făcut așa. 10, 10, 10, 7, 10, 10, 10, 9, 9, 9. 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 9, 9, 8. Notele pentru Carmen, vă rog. Încep de aici. 9, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Alexandru, ia să vedem juriu ce ați pregătit pentru Alexandru, tot de aici. 8, 8, 8, 10, 9, 10, 8, 9, 8, 9. Raluca, cea mai emotivă. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 8, 9. Notele, vă rog, juriu. Una sus. 8, 8, 10, 10, 10, 9, 10, 9, 9, 9. Întrebările sunt din trei domenii de activitate. Ca să nu vorbesc numai eu, am să rog puțin despre cele trei obiecte de activitate. Din ce domenii sunt întrebările astea? Ne-am gândit că ar fi nimerit ca la un astfel de concurs, care nu este cine știe câștigă, ci este pentru a identifica o personalitate, un om de viitor, un om de atitudine, domeniile să fie următoarele. În primul rând, comunitatea școlară, cu tot ceea ce presupune ea. Școală ca instituție, elevi, profesor și toate, orice altceva legat de acest lucru. Apoi, al doilea domeniu este comunitatea locală, nu? Locul în care trăim, cu oamenii lui, cu problemele lui și, nu în ultimul rând, al treilea domeniu, am spus noi, poate cam pretențios, probleme globale ale omenirii. Dar apoi am specificat că cele mai generale lucruri despre care orice tânăr, orice om de altfel, trebuie să știe și, ceea ce mi se pare nouă foarte important, să aibă o părere. Mulțumim foarte mult! Viceprimar, v-aș ruga să extrageți numele primului elev care va răspunde la o întrebare din acel loc. Sper să nu fie tot Mihai. Nu, este vorba de elevul care va extrage de aici întrebare și va și răspunde, nu? Liviu. Deci, după 3 minute, pixul jos, da? Întrebarea, vă rog. Întrebarea sună în felul următor. Cum se comportă un elev cool? Cool. Cool. S-a vorbit cronometru 3 minute pentru a răspunde la această întrebare. Cum se comportă un elev cool? Un elev cool trebuie să știe să îmbine utilul cu plăcutul, să nu lase școala pe ultimul loc. Pe ultimul plan, să aibă grijă de viitorul lui, dar și să fie o persoană plăcută cu cei din jur, să știe să facă plăcută, agreabil, și să țină la persoana lui, să fie agreabil. Cred că un elev cool trebuie să fie un elev hotărât, sigur pe el, și care să se poată impune în grupul lui de prieteni. Trebuie să fie o fire modestă, foarte sociabilă și capabilă să-și facă ușor prieteni. Un elev cool are, în primul rând, preocupări diverse. El relaționează cu lumea și nu se închide și nu se interiorizează. Gândește limpede și știe ce vrea să facă, știe să învețe din propriile experiențe, căci, iată, cel mai bun profesor. Și nu cade pradă viciilor, bravurii, ci își clădește personalitatea după propriile sale concepții. Un elev cool trebuie să fie sociabil și respectuos cu cei din jurul său, pentru că oferind respect, va primi și el același lucru înapoi. De asemenea, trebuie să mai aibă un comportament energic, vesel și descurcăreț, pentru că astfel va avea mulți prieteni și va fi primit în multe grupuri. Un elev cool, după părerea mea, trebuie să fie un elev ideal. Adică să fie sociabil, să aibă cei 7 ani de acasă, să fie educat, să știe cum să se comporte în societate, să aibă rezultate la școală, nu neapărat foarte bune, dar să nu
aibă doar note de trecere, să știe că școala îl ajută în viață, deși îi se pare ceva imposibil de definit. Nu știu că în finalul din ziua de astăzi, articolul nu înseamnă neapărat de ține numai trăsături pozitive, înseamnă și anumite note de nonconformism și de detașare față de ce se întâmplă în jurul lui. Înseamnă, bineînțeles, o persoană sociabilă care relaționează ușor cu persoanele din jurul lui, dar nu neapărat o persoană care deține doar trăsături pozitive. Din punctul meu de vedere, o persoană cool ar trebui să fie un om care știe foarte bine ce vrea, o persoană ambițioasă, hotărâtă, care să aibă dorințe de autodepășire și de a evolua. Un elev cool, de exemplu colegilor lui, reușește să atragă prin lucruri pozitive restul colegilor care, din păcate, unii nu au un comportament adecvat școlii. Un elev cool socializează întreaga clasă, nu face diferențe dintre el și ceilalți colegi care sunt mai puțin tupeiști, iasă tot timpul din anonimat, este un elev cool, acel elev care reușește să ducă pe colegi pe calea cea bună și acei elevi mai indisciplinați. Un elev cool poate fi doar un elev direct și sociabil. În primul rând, consider că un elev care îi se poate trebui acest calificativ, trebuie să fie o persoană prietenoasă. Lângă aceasta, cred că el trebuie să dea dovadă de cunoștințe bogate și de acțiune corespunzătoare față de toate persoane. De asemenea, consider că un elev cool trebuie să fie o persoană care să știe să se îmbrace într-un mod cât mai plăcut și să creeze o impresie bună în orice situație. În viziunea mea, un elev cool înseamnă o persoană care iubește viața, care știe să-și o trăiască din plin, care dorește să diferențeze de ceilalți, de pentru care unii condamnă pentru că se îmbracă altfel sau dețin câteva piri singuri, îi place să socializeze, îi iubește muzica și activitățile extracurriculare, va ști să se descurce chiar și cu mediile la care profesorii sunt puțin mai autoritari, va ști să se impună și va ști să fie un lider pentru lucrul pe care îl conduce. Am aflat ce înseamnă să fii un elev cool. Cu siguranță, pe vremea când am făcut eu școală, nu se știa de termenul a fi cool. Am luat microfonul de pe masa jurului pentru că vreau ca cineva din jur, și anume omul care pune la dispoziție 8.000 de lei în seara asta, să-mi spună dacă el a fost vreodată elev cool. Domnul Costel, ați fost un elev cool? Dacă îmi fiți mereu după răspunsul mult, nu. Dar astăzi sunteți un om cool? Tot. Am definit și termenul de cool. Mergem la notele juriului. Pentru primul care a extras din bol întrebarea, deci vă rog să pregătiți notele pentru domnul Liviu. Încep să citesc. 9, 8, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 8, 8. Și notele pentru Mihai, dacă a fost cool. 9, 10, 8, 8, 9, 10, 9, 8, 8, 9. Notele pentru Adrian. 10, 10, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 10. Și am putut să primi note. 8, 8, 9, 8, 10, 8, 8, 8, 7, 9. Impus la înălțime, mare la vorbă, Cristian, ia să vedem notele. 8, 9, 8, 10, 9, 9, 8, 9, 9, 9. Termenul de cool, definit de Cătălina, primește notele. Toți de 10 și 2 de 9. 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 9. Cool a fost și răspunsul care. Hai să vedem cât de 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 8, 9, 10. Alexandra, cool. 9, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Cât de cool a fost Raluca? 10, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 9, 9, 9.
Să știți că s-a muncit foarte mult la întrebări, la organizare, la toată aranjarea scaunelor, a sunetului, a sălii, a imaginii și a tuturor. Și pentru asta s-au întâlnit cei care sunt din juriu și vă aplaud acum colegii dumneavoastră. Considerați că vă susțin sau așa? Prea aud aplauze așa, să ne aduce. Ancuța. Ți-a venit vă rog sau? Ia să vedem. Toma o urmă. Mai a două, mai a două. Întrebarea pentru toți, deci? Dacă ar fi să candidezi la funcție de primar al Rădăuțului, menționează 3 puncte ale campaniei tale și argumentează posibilitatea reală a îndeplinirii acestor. Răspunde prima dată, Ancuța. Te auzim. 3 puncte ale campaniei mele ar fi următoarele. Organizarea de mai multe festivaluri și evenimente pentru îmbogățirea culturală a tineretului. Acestea s-ar concretiza prin aducerea de formații, înființarea unui cinematograf în oraș. Următorul punct ar fi organizarea mai eficientă a spitalului, prin aducerea de noi aparate din Uniunea Europeană și, de asemenea, un echipaj medical adecvat spitalului. Și, de asemenea, aș opta pentru investitorii străini, care aduce la mai multe oferte de muncă în orașul nostru și dezvoltarea economiei. Investitorii străini care ar putea dezvolta multe fabrici și întreprinderi în acest oraș. Dacă aș fi primar, primul lucru pe care l-aș face ar fi să mă ocup de curățenia orașului, pentru că primul lucru la care te uiți într-un oraș este curățenia. M-aș ocupa de acest domeniu prin amplasarea de coșuri de gunoi și instituirea unor amenzi. Astfel, orașul de Rădăuți ar ajunge la standard european și în acest domeniu. Al doilea lucru ar fi să mă ocup, să le ofer cetățenilor un sentiment de siguranță, pentru că în ultima vreme, deși trăim într-un oraș de 30.000 de locuitori, au loc tot mai multe tâlhării. Ultimul lucru de pe lista de priorități ar fi să mă apropii de tineri prin organizarea de concerte sau alte evenimente sportive în aer liber. Totodată aș propune construirea unui complex sportiv care să conțină teren de fotbal, basket, handbal și totodată să fie timpul. Dacă aș fi primară, aș încerca în primul rând să rezolv problemele care pe mine mă nemulțumesc. În primul rând, din banii provenți de taxe și impozite locale, aș rezolva problema canalizării pe anumite străzi din apropierea centrului. Rădăuțul se vrea prin oraș european și nici până astăzi nu avem canalizare pe toată suprafața. Apoi, o altă problemă ar fi iluminatul public, iarăși lasă de doieli. Iar o a treia parte a campaniei mele ar fi bazată pe construirea unui complex care să ofere persoanelor de toate vârstele posibilitatea de a-și petrece timpul liber în diverse modalități. Complex care putea fi construit și la periferia orașului, dar care să conțină teren de tenis, bazin de nord, o sală de cinema, o sală în care să fie, să poată exista reprezentația trupelor de teatru și un local care măcar o dată pe săptămână să fie o trupă live care să cânte. Aceasta pe lângă problemele clasice, cum ar fi îmbunătățirea securității sau curățenia orașului. Dacă am înțeles bine întrebarea suna în felul, ce am face în campania electorală, nu dacă am fi primar. Da. De aceea v-aș răspunde. În campania electorală aș merge mai peste tot cu soțul meu, la fel cum face domnul Băsescu cu soția. Să arăt tuturor cetățenilor situația mea de acasă, să vadă că mă simt bine în familia mea și aș ști bine să mă simt și în fața oamenilor care mi-ar sta în față. De aceea aș vrea să vă zic că aș organiza o fundație non-guvernamentală în care aș implica tinerii în campania electorală, bineînțeles. Aș încerca să spun puțin și să fac mult. Cred că este cel mai important.
Un argument important pe care aș duce în campania electorală ar fi un program de salubrizare, deoarece consider că unele zone ale orașului nu dispun de un calificativ bun în acest domeniu. Un al doilea punct important ar fi strângerea unui fond pentru construcția de locuințe. Acesta ar avea scopul de a ridica statutul orașului. Iar al treilea program pe care aș depinde ar fi construcția unui complex pentru a redustrea copiilor ce nu dispun de un loc al lor, la o locuință sau la o părinți. Mulțumesc. Dacă aș spune că aș propune, nu cred că v-aș convinge, așa că spune că aș garanta că unele probleme ar fi rezolvate. Cred că problema bramelor rădăuțene constituie pentru multe persoane o problemă de interes. Astfel că presupun că nimeni nu dorește ca centrul rădăuțului să fie reprezentat acele brame și cred că trebuie făcut un lucru foarte important, transformate chiar în centre comerciale sau chiar complexe care poate să oferă foarte multe. De asemenea, aș dori organizarea unor simpozioane și concerte de cameră, fiind de structură mai clasică. Aș propune realizarea unei parcări în zona Cumuzachi, datorită faptului că în ultimul timp au avut foarte multe accidente acolo din cauza proastei vizibilități. De asemenea, aș dori îmbogățirea fondului de carte și extinderea zonelor rădăuțene și, de asemenea, deschiderea afacerilor în zonele periferice, în zonele în care se construiesc acum casele Habitat. Vă mulțumesc! Ca promotor al campaniei ar trebui să am un motto. Fiți sinceri cu voi înșivă. Și ca motiv aș promova cultura pentru tineri. Biblioteca orășenească suferă. Clădirea este în paragină la propriu. Iar aș direcționa fonduri pentru școli și învățenia în adulți. S-au alocat acele pubele la piena de gunoi care sunt selecționate cu noi, dar totuși este strâns de aceea noastră cu problemă care de urmă. În campania mea electorală aș încerca să conving alegătorii că sunt o fire sociabilă care se poate impune și care este capabilă să facă diferența. De asemenea, menționez faptul că sunt foarte capabil să comunic cu oameni. Aș aloca mai mulți bani salubrității, deoarece ar avea niște rezultate imediat vizibile și care m-ar ajuta în campania mea. De trei lucruri pe care le-am considerat obligatorii să figureze pe agenda mea electorală sunt planificarea lucrărilor astfel încât să nu ne mai trezim cu situații în care un drum proaspăt asfaltat este folosit pentru a monta țepi și practica cea muncă se face, se irosește și știm foarte bine în anumite zone, cum ar fi strada care desfășoară pe primărie și Casa Germană, au străzile sub orice critică. Al doilea punct constituie dispunerea amenajării grădinii zoologice și a stadionului municipal. Eu personal am simțit foarte puternic nevoia de un patinoar și de un bazin de noapte anul acesta. Al treilea punct constituie introducerea reciclării. Este mai ușor să prevenim situațiile de dezastru ecologic decât să le remediem. Ne dau exemplu italienii cu orașul Napoli, în care știm cu toții că s-a ajuns să... Am să rog juriul să pregătească note. Începem de la Ancuța, vă rog să pregătiți notele pentru Ancuța. 9, 10, 10, 8, 10, 9, 9, 9, 8, 8. 9, 9, 10, 8, 10, 9, 9, 10, 9, 9. Cătălic. 10, 10, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 8, 8. 10, 9, 10, 10, 9. 9 plus 1. 9 plus 1, 10, deci. Tot 10 aici. 10, 8, 8. Hai să vedem pentru Alexandru. 9, 10, 10, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Notele pentru Raluca.
promisiuni și fapte. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 9, 9. Călătă și mătă de plinul. Încerc acolo. 9, 9, 9, 9, 8, 9, 8, 10, 8, 9. Notele vă rog. 9, 9, 9, 9, 8, 9, 8, 10, 8, 8. 10, 10, 10, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Asta o altă întrebare. Cine trebuie să ne răspundă? Carmen. Cum s-ar fi mai la propune trei soluții pentru stimularea elevilor foarte dotați din mediul rural și care nu au posibilități materiale să urmeze școala. Da, fix jos. În primul rând aș face posibilă oferirea unor burse pentru acești școlari care sunt inteligenți, dar nu o pot dobedi. Le-aș acorda un transport gratuit casă-școală. Aș introduce uniforma în școli pentru a nu se simți în inferioritate față de ceilalți care vin mai bine îmbrăcați. Și aș vrea întâlniri cu părinții pentru a-i convinge să-și lase copiii la școală. Majoritatea și-ar dori să meargă, dar unii nu-i lasă părinții. Asta aș face, eu dacă aș putea. Una dintre soluțiile propuse de mine ar fi alocarea adecvată a primăriei a unui fond care să-i susțină pe aceste elevi în demersurile lor școlare în toată perioada urmării cursurilor. O a doua propunere din partea mea ar fi stimularea acestor elevi în continuare prin organizarea unor tabere pe perioada verii sau a ierii, tabere care să fie gratuite. O a treia soluție ar fi promovarea acestor elevi prin alocarea unui sume de bani familiilor, părinților, astfel încât aceștia se spune pe un nivel de trai mai bun, care cu siguranță îi va ajuta să obțin rezultate cât mai bune. Cum statul nu poate susține tot timpul burse sociale ridicate, cred că inițiativa privată aici ar trebui să-și spună cuvântul. Nu cred că trebuie să așteptăm investitorii străini să ne spună ce să facem cu valorile naționale. Cred că mulți dintre oamenii de afaceri ar prefera să-și educe, între ghilimele, specialiștii, să le ofere o bursă în timpul facultății care să le ofere posibilitatea de a se perfecționa, fiindcă multe dintre bursele extracurriculare, respectiv specializarea în străinătate, costă bani și nu întotdeauna mulți dintre noi ne permită. Deci o parte dintre investitori ar putea oferi o bursă, oferită, să spunem, la admitere celor care ar putea da examen pentru a intra la o facultate. Vă mulțumesc! Personal aș crea fonduri speciale pentru transportul și cazarea acestor elevi speciale și condiții optime acasă pentru a nu rămâne în urmă cu tehnologia și cu moda adevărată. Și înființarea unor fonduri speciale care se vor aloca la sfârșitul fiecărui an pentru diferite acțiuni extracurriculare. Cred că este imposibil să ajutăm chiar toți elevii din mediul rural care nu au posibilitatea de a urma o școală care să le ajute în viață. Aș organiza un concurs pentru a-i găsi pe cei mai capabili și cărora le-aș acorda niște burse pentru a urma școala pe care vor să urmeze. Le-aș acorda burse și din asta cred că i-aș ajuta foarte mult. Bursele, atât de stat cât și private. Ele trebuie să fie suficient de voluminoase cât să asigure traiul decent și achiziționarea tuturor resurselor de care iau nevoie. Pe lângă asta, consider de majoră importanță să aibă acces liber și nelimitat la toate formele de cultură, astfel încât ei să aibă posibilitatea să învețe dacă pot și mai ales dacă vor. Ar trebui de asemenea recrutați de companii de profil, astfel încât ei să-și poată da, să poată fi pregătiți cât mai repede pentru cariera pe care vor să urmeze și răsplătirea companiilor se poate face prin scutirea lor de parte din taxe și așa mai departe. Există diverse plăti monetare. Consider asta de majoră importanță pentru că progresul constă în cât de bine utilizăm resursele pe care le avem și
noi românii avem resurse intelectuale foarte mari. Principalul obiectiv ar fi organizarea de concursuri cu acești elevi, la care să avem ca premii calculatoare, cărți și alte obiecte care sunt necesare studiului, dar acest studiu să fie un studiu de calitate. De asemenea, consider că important ar fi ajutorarea părinților cu un loc de muncă pentru obținerea de venituri, pentru că, cum prea bine știm, la țară majoritatea populației se ocupă cu agricultura. Și nu, în final, acordarea de burse în bani, cărți și rechizite și, de asemenea, pentru a-și putea plăti internatul sau gazda. Pentru că, cum știm, trebuie să stea la oraș, dacă vor să urmeze un liceu. Această problemă, eu cred că există o singură soluție, dar care este constituită din trei pași. Primul pas ar fi strângerea de fonduri pentru acordarea unor burse. Al doilea pas ar fi convingerea familiei elevului respectiv, pentru că de multe ori familia este împotriva faptului ca acel elev să continue școala. Iar ultimul pas ar fi ca elevul, după ce dispune de o bursă și are consimțământul părinților, să-și aleagă școala pe care o va face în continuare. Aceasta este într-adevăr o problemă majoră a învățământului românesc. Cred că o soluționare încearcă să vină din partea guvernului prin aceste burse sociale, despre care știm, din păcate, cu toții că nu sunt de ajuns. Cred că ar trebui o mai bună colaborare a instituțiilor locale, astfel încât administrația locală să se implice, să trimite diversi oameni în cadrul unităților de învățământ să discute cu directorii școlilor pentru a identifica astfel de elevi foarte dotați, dar cu condiție materială precară, și să le ofere burse și din bani proveniți din taxe și impozite locale. Iar o altă soluție o reprezintă și aceste fundații umanitare, pe care le vedem an de an de Crăciun, de sărbători, de Paște, cum oferă cadouri la ziluri și orfelinate, dar cred că ar trebui și în cadrul acestor organizații să se înființeze un fond permanent din care... Juriul se pregătește să dea note, să aprecieze răspunsurile celor nouă inimoși care au avut curaj astăzi să vină în concurs, o să dau cu voia dumneavoastră și eu un răspuns. Eu aș face un consiliu local format din elevi deștepți ca ăștia, pentru că toți consilierii ar avea de învățat de la ei, și aș organiza bursa anuală Nicodemus mai des pentru cei care au nevoie de acești bani, și cred că asta ar fi soluția. Notele pentru Carmen, vă rog. 9, 10, 8, 8, 10, 9, 9, 8, 8, 10. Note pentru Alexandru. 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 8, 9, 10. Răspunsul lui Raluca. 9, 9, 9, 8, 10, 10, 9, 9, 9, 9. Liviu? Notele? 10, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9, 8, 10, 9, 8, 8, 8, 9. 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Să vă dăm notele pentru soluția găsită de Ancuța. 10, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 8, 10. Misia. 9, 9, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10. Catalina. 10, 9, 9, 9, 9, 10, 8, 10, 10, 10. Cine trebuie să mai extrag o întrebare? Simir, hai! Cu microfonul ți-a luat eu acum.
place să călătoriți? Dacă da, unde și de ce? Mi-ar place foarte mult să călătoresc. Este una din pasiunile mele. Aș vizita locuri cu valoare istorică, pentru că îmi place istoria. În general, aș vizita locuri din Franța, Italia și România, deoarece sunt niște țări cu bogată istorie. Categoric, călătorie este unul dintre hobby-urile mele. În fapt, nu există niciun loc pe glob pe care nu aș vrea să-l văd, deșert, junglă, taiga, aș merge oriunde, pentru a cunoaște cât mai mulți oameni, cât mai multe culturi, deoarece consider că, cunoscându-ne unii pe alții, putem să trăim pașnic într-o lume care se globalizează. Da, mi-ar place foarte mult să călătoresc. Ținta mea principală ar fi India, pentru că îmi place foarte mult să descoper locuri noi, să descoper culturi și civilizații, alte stiluri de viață, alt nivel de trai, de asemenea să văd noutăți și bine știm că India este o țară cu multe valori în acest sens. Și în ultimul rând, relaxarea care îți oferă orice călătorie plăcută. Călătoresc, nu neapărat cu o anumită destinație, dar dacă ar fi să aleg, aș alege orașul Roma, pentru că Roma este dovada faptului că orice lucru are un sfârșit. Cred că fiecare dintre noi poate să afirme că și-a dorit extrem de mult să călătorească. Totuși, eu nu pot să aleg un singur loc. Aș dori și eu să vizitez cât mai mult. În primul rând, aș încerca să vizitez principalele obiective din țară, pentru că avem o țară cu extrem de multe resurse, foarte frumoase și foarte multe obiective istorice, nu și nu numai, munții. Apoi aș dori să vizitez Parisul, datorită farmecului descoperit din cărțile lui Dumas, și țările nordice datorită studiilor speciale de viață. Și aș reveni, bineînțeles, la vechea mea pasiune, muntele, dorindu-mi foarte mult să călătoresc în arc. Să mergem în altă parte decât în România. Dar recunosc în același timp cu rușine că nu am vizitat aproape nimic din România. Mi-aș dori enorm de mult să ajung aproape prin toți munții din România și să vizitez în primul rând propria mea țară. Consider că nimic nu a fost mai important decât să ajung în străinătate. Dar acum, sincer, mă simt foarte rău știind că nu mi-am vizitat propria mea țară. Asta iubesc cel mai mult în acest moment. Mi-aș dori să ajung să-mi vizitez toată țara. Cu siguranță că mi-ar place, măcar o dată în viață, să întreprind o călătorie mare. Sunt doar să descoper cât mai multe lucruri și să cunosc oameni cât mai interesanți, dar în același timp diferenți. Unul dintre obiectivele pe care mi-am pus în viață, poate o să rămâneți uimiți, este să traversez continentul sud-american cu motocicletă. Deoarece mi se pare că cele mai frumoase locuri din Terra. Și, în același timp, un loc nedescoperit în care am fost avalare. Este, în același timp, și poate unul cine mai exotici continente. Mulțumesc! Cred că a călătorit poate deveni pasiunea oricui, deodată ce calci pe meleaguri noi și știi să descoperi vistelele zidurilor vechi. Iubesc limba latină, deci iubesc și zborul unei mari civilizații, Italia. Precădere, cred că Roma ar fi locul perfect pentru a primi visele. Apreciez bibliotecile romane, fiindcă iubesc limba latină, și totodată, cred că frumusețea zidurilor antice nu poate fi definită. Definindu-mă ca romantică, Veneția cred că ar fi un loc ideal pentru o noapte clar de lună. Eu nu sunt născut pentru o călătorie, iar Pământul este prea mic, de aceea vreau să explorez luna. Da, sigur, răspunsuri diverse și foarte multe. Mihai primește 10. 9, 9, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8. 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 9. Micuța punește. Mai încep și de acolo. 10, 9, 9, 9, 8. 10, 10, 9, 9, 10. Cristian, notele pentru Cristianul. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 9. Cătălină.
10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 10, 9, 9. Și călătorile lui Carmen pentru România. 10, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Alexandru. 10. Ia să vedem notele pentru Raluca. 10 și 2 de 9. Zborul în mână pentru Liviu. Liviu. Un singur 9. Restul 10. Cine trebuie să ne răspundă la o întrebare? Liceul mă formează sau mă deformează? Da. Răspunde Cătălina. În ziua de astăzi există multe persoane care susțin suscitare liceul nu știu altul decât să-i facă pe toți să gândească în același mod, să-i controleze, să-i desfințeze propriile idei și susțin că acesta reprezintă doar o pierdere de timp. În opinia mea, liceul este locul în care elevul își formează propria cultură generală, învață să-și argumenteze propriile idei, să socializeze. Cred că este o etapă extrem de importantă în viața oricărui om și extrem de importantă și necesară și cea mai frumoasă perioadă a vieții fiecăruia. Scopul liceului este de a forma, de a da experiențe care să ajute la maturizarea viitorilor cetățeni. Totuși, uneori liceul, cu ajutorul profesorilor, îngrădește creativitatea elevilor și limitează imaginația lor. Cu siguranță că liceul formează. Formează elevul ca o societate, într-un grup, ca o personalitate unică față de ceilalți, ca fiind un om de calitate, cu principii, capabil să opteze pentru un drum în viață cât mai bun și să poată lua decizii cât mai bune și eficiente problemele cerute de viață și întâmpinate pe parcursul ei. Sunt de părere că liceul formează tineri. El trebuie privit ca pe o provocare și în foarte multe situații stresul de schimbă propun. În primul rând, liceul este locul în care îți cunoști colegii, cunoști foarte mulți oameni și legi prietenii de o viață. Și este locul în care îți dobândești cultura generală pe care o vei îmbogăți mereu. Voi exemplifica acest lucru spunând că mereu, încă de prin clasa 6-7, am început să fiu speriat de limba și literatura română, coșmarul oricărui realist. Dar acum mă bucur că pot purta o discuție pe teme literare și am ajuns chiar să particip la grupul de lectură. Consider că nimic nu trebuie să sperie atâta timp cât este necunoscut și da, sunt de părere că liceul poate forma o cultură generală a comunității. La toate întrebările am fost scurt și concis, așa sunt și acum. Este foarte clar că liceul ne formează. Ne formează pentru a ne descurca, pentru a ne afirma și pentru a reuși în viață. Mulțumesc. Conștiind prea bine, cei 4 ani de liceu sunt cei mai frumoși ani din viața oricărui licean. La începutul clasei a noua, unul foarte drag mie mi-a spus că nu intri la ce, intri într-o familie care trebuie să o respecti și te va respecta. Consider că nu liceul te formează, ci ghidul care te îndrumă și acela este dirigintele care încearcă cât poate el de bine să scoate cel mai bun din tine. De aceea drumul de la extaz la agonie e foarte scurt. Totul depinde de noi. Eu sunt de acord că liceul poate fi un loc de afirmare pentru cei cu personalitate. Dacă vreți creativitate și originalitate, frecventați cluburile de lectură, de filozofie, de dezbatere, oriunde este loc pentru a vă afirma. Mulți ridică problema uniformei ca metodă de uniformizare. Dacă vreți personalitate, priviți dincolo de uniformă. Este cineva puternică, este
că liceul este un patru care formează pe oricine, din punct de vedere al caracterului, al obiceiurilor și modul de a gândi. Cred că liceul face pe oricine să schimbe idealurile în viață, să-și formeze alte idei despre lumea în care trăim și după 4 ani de liceu alături de prezente, cred că fiecare este mai încăzător în puterile sale. Din propria mea experiență, pot să afirm că după 4 ani de liceu sunt o persoană foarte diferită față de cum era noastră și putea să iau. Aș putea să vă aduc argumente o grămadă, că liceul meu a fost o familie. Dar totodată am să vă spun că pe mine liceul mă deformează pentru a deveni un om format. Reușește să mă facă om, să tolerez și să știu să respect. Este sau nu liceul școala care se ține minte pentru totdeauna? Sunt anii de liceu cei mai frumoși, indiferent câte școli ai acumulat de-a lungul timpului? Să vedem ce spun notele. Deci, prima notă pentru Cătălina. 9, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 9, 9, 9. Notele pentru Cristian. 8, 8, 9, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10. Notele pentru Ancuța. 8, 8, 8. 9, 10, 8, 9, 8, 8, 10. Notele pentru Adrian, da? 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10. Licean este și Mihai. 8, 8, 8, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10. Liviu? 10, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 10, 9, 9. Franc? Am vrut să țin asupra emoții. 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 8, 10. Alexandru? 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9. Și notele pentru care, vă rog? 8, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10. Adrian! Amestecă, alege, culege și elaborează un răspuns în 3 minute după ce îl citești colegii noastre. Întrebarea este, precizați 3 activități cu caracter tradițional care se desfășoară în școala dumneavoastră. Una dintre activități constituie redactarea revistei Mucuri, care este o revistă literară, care se scrie încă din primii ani ai secolului trecut și la care a scris inclusiv Mihai Molodnic și care a promovat brandul Monarhul și Cândarul Cel. A doua activitate este Coșpala, care a început acum 2 ani și care, prin diverse activități, ne-a făcut pe toți mai conștienți de mediu. Și a treia activitate constituie zilele colegiului, care se sărbătoresc în prima săptămână a lunii iunie și în care cu toții reușim să scăpăm puțin de stresul școlii și să discutăm liber despre realizările noastre, atât curriculare cât și extracurriculare, și să ne facem planuri despre viitor, pentru noi și la viitor. Ca lucruri tradiționale, la noi în liceu sunt dansurile populare, unde avem și o grup de dansatori, la care au primit numeroase premii. De asemenea, avem fete care se ocupă cu codeatul ouălor și ca
Lucru care consider eu că trebuie să fie cel mai tradițional lucru într-o școală este învățătura. Și să fie o învățătură foarte bună și de calitate. La acest lucru se adaugă olimpiadele, la căror participant am fost și eu. Sunt elev la Colegiul Tehnic de Răuț. Trei activități cu caracter tradițional care au loc în timpul anului școlar în școală sunt în anul în curs a fost prezentarea felului în care se încondeiază ouăle în Bucovina. Al doilea lucru cu caracter tradițional este constituit dintr-un cor care a cântat colinde tradiționale de Crăciun și de Paște. Iar al treilea lucru este un ansamblu de dans popular. În cadrul Colegiului Național Dr. Hrumuzachi se organizează an de an, la începutul lunii iulie, zilele colegiului. În această perioadă au loc diverse simpozioane pe teme legate atât școlare cât și extrașolare, printre care se află și ecologia, dar nu numai. O a doua activitate ar fi sărbătoria Marilor Noștri Oameni de Cultură a Poeților Național, cum a fost cazul Mihai Minascu. Și o altă activitate ar fi redactarea revistei MUG-uri, al cărui colaborator a fost și Mihai Horodnic. Această revistă se va vând într-adevăr diverse întrerupe de publicare, dar din nou s-a început să lucrează și se scoate antena. Aș putea folosi mult mai multe cuvinte să descriu activitățile școlare, dar v-aș spune doar atât. Corul școlii, concursul de obiceiuri bucovinene, dansurile populare și obiceiurile de Crăciun cu mascați și tot ce trebuie. Ca elev al Colegiului Tehnic din Rădăuți, vă menționa trei activități ce sunt comune tuturor școlilor, dar poate la noi sunt puțin diferite. Trei activități cu caracter tradițional și se desfășoară este creată cu ocazia sărbătorilor de iarnă și este dorită cu metodologie de elevi din toate clasele. O a doua activitate ar fi organizarea de excursii în toate colțurile țării pe toată perioada anului școlar. Iar o a treia activitate, organizată în unitate de elevi și care cred că le place cel mai mult, este fuga de la ore. Cred că a devenit deja o tradiție, comemorarea zilelor istorice, precum Unirea Batalii României, Ziua Uniei, etc. Comemorarea de asemenea a marilor personalități care s-au format la acest liceu. Editarea revistei școlare Mungur cu tradiție de la încă de la primii mungurașe la începutul secolului 20. Revista Eco, care dacă a debutat cu succes va deveni cu siguranță o tradiție ca și acest concurs. Și nu în ultimul rând performanța școlară, care cred că la noi a devenit o tradiție. După cum au spus colegii de la grupul școlar Andrei Mătrescu, avem cu cine mândri. Nu mai are rost să repet numeroase de premii de locul 1. Lucruri tradiționale care trebuie să le numesc eu sunt învățatul, pe primul loc. Tradițional pe primul. Și educația care îl primim. Nu mai am cum e. Au spus colegii mei tot. Colegiul Tehnic Rădăuți. Se desfășoară foarte multe activități tradiționale. O să le număr doar pe cele care mă interesează și în care sunt direct implicat. Redactarea revistei liceului, turneile de șar, la care am avut rezultate foarte bune naționale, și turneile de fotbal, scurtă lice. Prima notă vine pentru domnul Adrian. 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10. Notele pentru Ampuța, vă rog. 9, 9, 10. 9, 10, 9, 9, 8, 8, 8. Cristian? 9, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9. Cătălina? Primește notele 10, 10, 10, 8, 10, 10, 9, 10, 9, 9. Carmen? 9, 8, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 9, 9. Alexandru primește 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 8. Raluca 10, 10, 10,
10, 10, 10, 9, 10, 9, 9. Liviu. 10, 10, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 8, 7. Mihai. Deci mă trebuie pentru Mihai. 9, 9, 9, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Întrebarea merge la... Întrebarea merge la domnișoara Raluca. Cel mai bun lucru. Îți doresc succes. Întrebarea este, în școala ta, violența verbală este cauza violenței fizice? Violența verbală poate duce de cele mai multe ori la violență fizică, pentru că cu greu te poți dovedi tolerant atunci când se ating probleme personale. Trebuie să fii extrem de calm pentru a evita un conflict, dar mă pot mândri cu oameni calmi în liceu, care preferă să rezolve problemele pe cale diplomatică, punându-și atât ambiția cât și inteligența la încercare. Nu cred că violența fizică poate rezolva problemele, dovada o face și eșecul celor două război mondial. De cele mai multe ori o vorbă doare mai mult decât o faptă. De aceea mă gândesc că liceul meu nu au existat și nici nu cred că vor exista probleme de natură, de această natură. Avem oameni de excepție aici. Părerea mea este că liceul meu nu există violență. Sunt sigur că în școlile în care există violență, aceasta este precedată de violență. În care există violență fizică, aceasta este precedată de violență verbală. Pe noastră, violența verbală are un grad foarte scăzut. Bineînțeles, fiecare are zile proaste și probabil o dată pe an va ajunge să țipe la un părinte al său. Dar violența fizică nu se produce deoarece este aproape mereu un act colectiv. Pot spune că în 4 ani de liceu n-am avut parte de niciun caz de violență fizică. Deși nu pot spune același lucru despre violența verbală. Nu pot spune că lipsește tipul de săvârșire, pentru că nu este așa. Pentru că nimeni nu este imaculat și perfect. Dar acest lucru nu aduce de cele mai multe ori la agravare situației. Deoarece majoritatea elevilor, într-un mare de profesor, merg cu conceptul de respect și de a avea parte de același lucru. Deși nu prea este violență fizică la mine în liceu, totuși cred că rare de cazuri de violență fizică au fost consecințele violenței verbale. Într-adevăr, de cele mai multe ori, violența verbală este cauza violenței fizice. Eu sunt eleva Colegiului Național de Osigur Muzachi și cred că pot afirma cu mândrie faptul că noi în liceu violența verbală este destul de rar întâlnită, pot spune chiar o excepție. Acest lucru dovedește faptul că liceul are elevi cu nivel ridicat de cultură care sunt capabili să-și rezolve problemele, în general prin discuții calme și raționale. Dar iar dacă am afirmat că violența verbală reprezintă o excepție în colegiul la noi, cred că pot afirma cu siguranță că violența fizică nu este limită aproape deloc. Există uneori violența verbală, iar această violență verbală vine din violența în familie. Violența atât verbală, cât și violența fizică. De aceea ar trebui să ne gândim bine, atunci când un elev are o violență verbală, să ne întrebăm mai întâi ceea ce deranjează în familie și în ce cauză ajunge la această violență verbală. După părerea mea, violența verbală este valabilă într-o măsură mai mare sau mai mică tuturor mediilor sociale, aproape tuturor mediilor. Nu consider că școala mea este pe un loc ridicat, dacă se face clasificare după acest criteriu, mai degrabă pe un loc la coara clasamentului. Cred că violența verbală degenerează în violență fizică într-un procent foarte mic, dar sunt sigur că de obicei cauza violenței fizice este violența verbală. Notele pentru Raluca, da? 10, 9, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10. Notele pentru Liviu? 9, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 8, 9. Notele pentru Mihai? 9, 9, 10, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 9. Mulțumesc mai mult! Da.
Ultima 8, da? Pentru Adrian. Notele? 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Notele pentru Ancuța, mă rog. 8, 9, 8, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Note pentru Cristian. 8, 8, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9. Note pentru Cătălina. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 9, 9. Note pentru Carmen. 10, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 8, 9. Cei din urmă vor fi cei dintre Alexandru. 10, 9, 10, 10, 10, 9, 9, 8, 9, 9. Următoarea întrebare merge la... Domnul Alexandru. Alege. Care sunt miturile ce trebuie create pentru a schimba lumea în bine? Ce ar trebui creat pentru a schimba lumea în bine, ar trebui să se axeze pe o idee clară. Aceasta este ideea păcii mondiale. Privind lumea cu niște ochi foarte serioși ce văd într-un mod cât mai real situația actuală, cred că acest mit nu are șanse să se realizeze la toate culturile și societățile. Dar consider că ar fi cel mai prețios ideal pentru umanitate. Mitul bunului samarinean ar trebui să fie de vechimea legitarionului, ci de actualitate, întrucât ajutorul reciproc înseamnă un grad ridicat de toleranță. Mitul competitivității corect înțelese ar duce la progres pe toate planurile, chiar și cel al cooperării, fiindcă fiecare trebuie să fie competitiv, chiar și cu sine însuși, pentru a fi competent. Mitul încrederii reciproce cred că ar întregi relația de colaborare și competitivitate. Pentru a schimba lumea este nevoie de timp, iar miturile se creează în timp. De aceea aș propune crearea mitului ajută-ți aproape ca să te ajută pe tine. Cred că au fost oameni care s-au gândit cu mult înaintea noastră că miturile pot schimba lumea în bine. De asemenea, cred că miturile deja existente ne-au putut să trăim într-o lume mai frumoasă. Dacă am înțeles bine întrebarea, mitul conține doar un sâmbure de adevăr și pentru a schimba lumea în bine, am avea nevoie de exemple concrete, de povești de succes, de aspecte motivante. Mai bine spus, ar trebui să distrugem mituri, cum ar fi mitul discriminării rasiale, mitul conflictului între religii, cum ar fi creștinismul și islam și mai departe. Pentru a schimba ceva în bine și mai ales lumea, este nevoie de dorință, voință și multă, multă răbdare. Iar un mit pentru aceasta consider că ar fi cooperarea este cheia tuturor reușitelor. Pentru că dacă toată lumea la un loc ar lupta și ar pune cărămidă cu cărămidă pentru un lucru bun, cu siguranță această casă va fi cea mai durabilă. Eu cred că miturile nu trebuie create pentru că ele există deja și toate au același scop să schimbe lumea în bine. Cel mai important mit existent este mitul care sugerează că înainte lumea era mai bună. Totuși trebuie să ne gândim la faptul că înainte oamenii erau, pe lângă faptul că erau mai puțini, aveau și alte așteptări. În opinia mea, pentru a schimba lumea bine, nu trebuie să creăm mituri, ci este suficientă doar educarea oamenilor pentru a-i face să deosebească mai ușor binele de rău. Este nevoie de o mai bună comunicare între oameni, este schimbul de idei fiind un factor important și necesar evoluției fiecărui individ. Consider că problema ar trebui să se rezolve pe o cale diplomatică,
acest schimb de idei este absolut necesar, căci nimeni nu deține adevărul absolut și cred că ar trebui distruse ideile preconcepute. Nu cred că ar trebui să creăm mituri, ci să le distrugem. Ar trebui să privim religia ca principalul mit în schimbarea lumii. Iar totodată ar trebui creat un mit potrivit căruia știința nu evoluează doar pentru a ne face bine. Știința chiar ne poate distruge. Aș putea argumenta acest lucru. Clonarea este o știință care, după părerea mea, înlocuiește puterea lui Dumnezeu. Notele pentru Alexandru, deci. 10, 9, 10, 10, 9, 10, 8, 8, 8, 7. Raluca. Notele pentru Raluca. 10. astfel încât să devină o mare putere în acest moment. În primul rând, cred că ar trebui să se încurajeze dezvoltarea agriculturii prin subvenționarea de către stat a terenurilor, a utilajelor pentru terenuri agricole, mă sper. România a ajuns din situația de a exporta diverse cereale și produse, cum era în trecut și era chiar printre primii exportatori diverse domenii, la situația de a importa acest lucru și ajungem să ne întrebăm de ce. Pentru că resurse avem, oameni inteligenți avem și acest lucru nu, și această problemă nu poate fi rezolvată decât prin dezvoltare, prin oferirea, prin creșterea productivității terenurilor pentru a dezvoltați. Și în al doilea rând, către industrie, dar în special către agricultură. Și vreau să vă precizez două sectoare economice pentru care România ar putea opta. Unul ar putea fi turismul, cu precădere în zona Bucovinei, iar al doilea, reciclarea gunoaielor. Se pot face bani din gunoaie. Cu siguranță că cel mai important sector economic pe care țara noastră ar trebui să se axeze în continuare este sectorul turismului, deoarece consider că țara în care trăim are foarte multe de oferit, iar turismul nu este valorificat la nivelul la care ar trebui. Consider că România are o cultură variată, ce ar trebui placul oricărui turist din oricare colț al lumii. Sectorul terțial este cel care va trebui dezvoltat, respectiv dezvoltarea turismului și a serviciilor, încercând să se creeze și nu să se distrugă, să
Se spune că dezvoltarea turismului vine odată cu dezvoltarea mediului ecologic, pe care cei mulți turiști calcă și distrug. În schimb, cred că un turism ecologic ar fi perfect pentru țara noastră, dacă ne dorim ca o țară europeană. Serviciile de transport vor trebui dezvoltate și dacă totuși ne-am gândit la industrie, cred că am putea debuta în industria tehnologiilor și a construcției, lăsând deoparte industria extractivă care face atâtea pagube anual. Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, deja au început să investească în sectoarele anumite de colegii mei. Eu aș investi în cultura românească, deoarece România are multă materie cinești care o exportă peste granițe și nu investește în țară. Sunt sigur că la această întrebare nu se poate răspunde într-un minut. Cred că prioritățile ar fi sănătatea, sistemul de pensii și agricultura, mai ales datorită stadiului precar în care s-a făcut. Știm cu toții că în România, mai ales în Câmpia Dobrogei, se află printre cele mai fertile soluri din Europa. Deoarece nu s-a investit absolut deloc în agricultură, iată, acesta este cel mai succesos an din ultima vreme și întreaga agricultură de cereale a fost compromisă, fiind nevoiți să importăm. Un alt sector în care ar trebui să investim foarte mult este sectorul de servicii, deoarece acesta nu poluează și sprijină dezvoltarea în contextul internațional, industria grea decrezând în ultimii zeci de ani. Cred că ar trebui să luăm un exemplu foarte serios de la Elveția, care prin servicii a reușit să se claseze pe un loc foarte lansat în calitatea vieții. Cel mai important sector economic asupra căruia s-ar putea investi este la care s-au referit și colegii mei, turismul, pentru că avem o bucăție foarte importantă de valori culturale asupra care nu se investește și, de asemenea, un alt sector consider că ar fi exploatarea resurselor naturale, unde se exploatează resurse naturale, se exploatează doar pentru buzunarul propriu și nu în niciun caz pentru economia țării, iar unde se exploatează pentru economia țării, se exploatează prost. Vă mulțumesc! Cred că toți oamenii de afaceri ar avea de învățat din răspunsurile voastre, dar până atunci să vedem notele. Notele pentru Cristian. 9, 9, 9, 9, 10, 8, 8, 9, 9. Notele pentru Cătălina, vă rog. 10, 9, 9, 9, 9, 10, 8, 10, 10, 10. 9, 9, 10, 10, 9, 10. 10, 9, 9, 9. Notele pentru Alexandru. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9. Un singur 9. 2 de 9. 2 de 9 și restul 10. 9, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10. 8, 9, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 8. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9. 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 9, 9, 10. Să sun, să nu sun, să sun, să nu sun, să sun, să nu sun. Sună fără grijă, pentru că acum MBCL se-ți oferă cea mai avantajoasă telefonie fixă din România. Acum ai RDSL, ai cele mai mici tarife locale, naționale și internaționale, ai cea mai bună calitate a sunetului și ai tarifare la 10 secunde din primul minut. Vorbești mai mult, plătești mai puțin. Sună fără grijă.
întrebări grele, să vă încurcați cu ei și să le fie greu să facă față întrebării voastre. Nu uitați că se punctează și întrebarea și răspunsul, da? Trebuie doar să stabilim dacă cineva dorește să fie primul. Și la bună întrebare! De unde își va lua lumea viitoare doza de energie? Vă răspund de la întrebarea dumneavoastră, domnișoara Ancuța. Ca sursă viitoare de energie am putea folosi ca energie alternativă energia eoliană, solară, care lipsesc cu desăvârșire la noi în țară și de asemenea centrale hidroenergetice. Și ca o curiozitate aș putea să vă spun că dacă am umplut un bec cu o lampă fluorescentă, am ajunge să economisim 225 kg de cărbune. Da. Următoarea întrebare vine din partea lui Raluca. Întrebarea mea vizează comunitatea școlară. Pus în fața faptului împlinit, întreb cum poți rezolva un conflict cu un profesor direct implicat. Domnului Liviu. Liviu. Cred că dacă m-ar viza un conflict direct cu un profesor, soluționarea ar fi doar în cabinetul domnului director, care ar putea să ia o decizie politică, sau în fața Consiliului Profesoral, care de asemenea ar fi imparțial și ar lua decizia cea mai bună. Mulțumim, lui Liviu! Următoarea întrebare. Ești de unde mai, să vă supunem că ești de unde mai companii ce exportează cărbune și are aceleași probleme financiare mari. Într-una din zile, nemulțumit de salarii și de condiții în care lucrează, o parte din angajați doresc să se facă o grevă și să blocheze mâna. Cum ai rezolva această situație? Întrebarea merge la domnul Adrian. Cu această problemă se confruntă România de mulți ani. Și știm cu toții că se creează foarte mult haos atunci când apare închiderea unei mine sau concedirea unui număr mare de angajați. În calitate de manager, cred că cea mai eficientă soluție este să investești în reprofilarea angajaților și să sprijini automatizarea lucrurilor în mine pentru a putea redresa dezechilibrul economic. Da. De data de 6 iulie, când este ziua municipiului, acești concurenți ar trebui să fie, să invităm, să participe la ședința festivă a Consiliului Local pentru a avea primul contact cu Consiliul Local și, în continuare, poate înființați dumneavoastră un Consiliu Local al elevilor. Cum ai explicat că România ocupă locul întâi în Europa la avorturi, atât timp cât în școli și în mass media este foarte mediatizat acest lucru. Deci că România ocupă locul întâi în Europa la avorturi, atât timp cât în mass media și în școli este foarte mediatizată metoda contraceptivă. Îmi cer scuze. Da. Nu mai vrea să pronunț numele. Deci, Alexandru. Din păcate, acesta nu este un lucru cu care ne-am putea gândi deodată. În ciuda faptului că guvernul a realizat o sumerenie de programe de stopare a avorturilor, consider că societatea nu este pe deplin receptivă la mesajele lor. De asemenea, cred că nivelul scăzut de trai este o cauză importantă datorită că România a făcut acest lucru rușinos. Aș dori să menționez faptul că unele familii nu își permit pur și simplu să lucrească un alt copil, dacă mai au unul, zice. Și... Mai e 10 secunde. Și, de păcate, cel mai multe ia decizia să facă un abort, ceea ce mi se pare un lucru dureros. Și,
cum am spus, societatea nu este suficient de receptivă la această problemă. Da. Să faci cunoștință cu orice persoană, cu orice personalitate contemporană și să porți o discuție cu aceasta. Ce personalitate alege și de ce? Întrebarea merge la? Să nu fiu cumva bănuit că fac anumite aranjamente, dar până în prezent toată a răspuns de ce nu. Și de această dată răspund de Cristian. Personalitatea cu care aș dori să fac cunoștință este George Bush, pentru că eu consider că, deși îi se pun atâtea rele în spate, nu este atât de vinovat pe cât pare și pentru că își asumă asemenea responsabilități, cred că am multe de învățat de la el. Ești președinte și o țară vecină dorește o zonă de la graniță despre care pretinde că în trecut îi aparținea. Țara vecină amenință că va ataca civilii din zona respectivă. Ce hotărăți să faci în aceste circunstanțe? Întrebare merge la domnișoara Raluca. Raluca răspunde. Nu cred că o confruntare violentă aduce la rezolvarea problemelor. Conflictele de multe ori încercate să fie rezolvate pe cale violentă, pe care armată, în foarte puține cazuri, au fost finalizate fără pierdere enorme. Atât pierderi materiale, cât și umane. Diplomația este calea neabilă pentru un viitor strălucit, toleranța fiind sloganul secolului 21. Dacă istoria nu poate face deosebirea într-un teritoriu aparținut unei țări, atunci cred că situația economică ar putea face deosebirea. Cred că o răscumpărare economică ar fi calea cea mai favorabilă în rezolvării conflictului, dacă nu arta persoasiunii din partea diplomaților țării respective. Explicați contradicția. România, exportator de materii cinușie și totuși românii sunt văzuți rău în lume. Întrebarea merge la domnișoara Cătălina. Tot aproape. Considerați că impresia generală despre un popor nu se poate baza doar pe caracteristicile unui grup restrâns de indivizi. Formularea exportatoare de materii cinușie se referă într-adevăr la un grup de elevi, probabil olimpici internaționali, care odată ce au terminat liceul, aleg să plece în străinătate pentru a se afirma acolo. Probabil că impresia proastă a României se bazează în mare parte datorită, nu numai, dar și datorită regimului comunist pe care l-am avut în trecut și datorită impresiei străinilor despre noi atunci când cineva vine în România și observă proasta calitatea drumurilor, observă modalitățile prin care se realizează agricultura la noi în țară și constată că nivelul este mult mai scăzut față de ce vede în mod normal, se gândește probabil la faptul că nu avem o capacitate extrem de mare. Dar acest lucru se bazează în mare parte datorită unei conduceri nu destul de bune, deși lucrurile ar putea să... V-a expirat, mulțumim! Trist, dar adevărat, pentru generația tânără de astăzi, cuvântul patriotism nu mai înseamnă nimic. Ce putem face noi pentru a reinstaura acest sentiment în generațiile viitoare? Aici, cred că fiecare om se naște patriot. De aceea cred că ca să ajungem să păstrăm în continuare spiritul de patriotism, ar trebui să introducem din nou în școli cântarea imnului, ar trebui să fie folosite metode de a aduce tinerii spre patriotism, adică să se organizeze întâlniri ale elevilor în care să se discute strict de perioada comunistă și să facem o diferență de ce a fost și ce este în prezent România. Dacă suntem o țară patriotică sau nu? Nici măcar n-ai avut nevoie de alea 3 minute. Da. Și mă spun. Acel concurs organizat extraordinar, organizat de domnul Costel Babiu. Cred că 6 din concurenți prezenți astăzi ar fi vrut să pun această întrebare, dar nu ar avut eu. Întrebarea este următoare. Ce părere aveți despre obiectivitatea membrilor din jurul prezența astăzi de la Colegiul Național de Odux Formuzat? Deci întrebarea aleasă de organizatorul nostru, care îi mulțumim. Ești directorul unui liceu în care rata absenteismului școlar este foarte ridicată. Propune 3 măsuri pentru
reducerea acestui fenomen. Aș angaja un sociolog, probabil să vă spun mai din canal. Nu ai nevoie de sociolog. Prima întrebare a fost referitoare la energiile viitorului și a fost pusă de către Liviu. Liviu a întrebat despre surse de energie ale viitorului. Notele pentru Liviu. Pentru întrebare. 9, 9, 9, 10, 9, 8, 10, 8, 8, 10. Răspunsul pentru această întrebare a fost oferit de către Ancuța. Ancuța primește note pentru răspuns la întrebare. 10, 10, 10, 10, 10, 8, 9, 9, 8, 9. Întrebarea a fost conflict între elev și profesor, pusă de către Raluca. Întrebarea Ralucăi, cum rezolvi conflictul între elev și profesor, este notată. 10, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 8, 9, 8. Răspunde Liviu. Liviu a dat răspunsul și a primit notele. Notele pentru Liviu în legătură cu conflictul elev-profesor. 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9. Alexandru v-a pus în fața unei greve miniere. Întrebarea lui este punctată acum. Notele, vă rog. 9, 9, 9, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Adrian. Deci, răspunsul lui Adrian se punctează cu notele. 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 7, 7, 7. Metode contraceptive mediatizate față de rata avorturilor în România. Întrebare pusă de către Carmen. Vă rog să ridicați notele pentru această întrebare. Notele pentru întrebare. Pentru Carmen. Da? 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 8, 8. Alexandru. Deci notele pentru răspunsul la întrebarea cu metode contraceptive mediatizate. 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 9. Întrebarea cu personalitatea care trebuie cunoscută și de ce. Notele, vă rog. 10, 10, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 8, 9. Cine a răspuns la întrebare? Cristian. Răspunsul lui Cristian pentru cunoștința lui cu George Bush. 10, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 8, 8. Un atac al vecinilor la graniță. Da, întrebarea se plantează. 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 9. Cine a răspuns? Raluca. Răspunsul oferit de Raluca se punctează cu nota pentru Raluca. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10 restul. Deci un singur 9.
întrebarea Ancuței despre suntem exportatori de inteligență și imaginea României în lume este proastă. Întrebarea se punctează cu 9, 9, 10, 10, 9, 9, 10, 8, 9, 10. Cătălina. Răspunsul lui Cătălina se punctează cu 10, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 8, 8. Cum punctăm întrebarea despre patriotism? Notele juriului, vă rog. 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ne-a răspuns despre ce înseamnă a fi patriot în ziua de astăzi. Carmen. Carmen, răspuns. 10, deci reau. Da. 10, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10. Și întrebarea a fost despre obiectivitatea juriului și prezența în sală a susținătorilor. De la Colegiul Comunal. Da. Întrebarea se punctează cu 10, 10, 10, 10, 8, 9, 10, 10, 7, 9. Pentru că te-ai legat de juriu, juriul te-a întrebat dacă tu ai fi director de liceu și toți ar absenta, ce ai face? Răspunsul tău se punctează cu 10, 9, 10, 10, 9, 10, 9, 9, 8, 8. Cred că marele merit nu este al juriului. Marele merit este al vostru, pentru că v-ați angajat astăzi într-o cursă. Marele merit este al lui Costel Babiu, pentru că a inițiat această cursă. Și felicit sau aștept să felicit câștigător. Din câte știu, astăzi s-a căutat un liber. Cred că un adevărat lider trebuie să aibă puterea să spună lucrurile pe nume. Am venit la acest concurs deoarece cred felicitate că am șanse să câștig și pentru faptul că am făcut două proiecte care au dat comunitatea, mă simt reușit să cred că sunt un viitor. Cred că pentru mine a fost plăcut să participe. A fost plăcut? A fost plăcut. Un stres? Da, așa o să am mai multă încredere în mine. Și data viitoare nu sunt mai am emoții atât de mari. La o altă ocazie, când voi vorbi în fața unui amfiteatru de elevi, că vreau să fiu profesor, doctor, pentru vă organizator și profesor care au nuanța de oasă de aici, consider că a fost o experiență de viață utilă și folositoare. Aș dori să spun că te doresc succes în
entuziasm pentru a participa și la acest concurs. Din câte am văzut astăzi, sunt convins că fiecare dintre ce prezență aici va ajunge. Am venit astăzi aici, la fel ca și ceilalți concurenți, cu scopul de a câștiga. Și dacă o să pierd, o să plângi? Dacă o să pierd, aș putea spune că am câștigat o experiență frumoasă, în care aș vrea să mă mai implic. Consider că acest concurs a reprezentat un lucru extrem de bun pentru oraș, pentru elevii celor trei licee care au participat. A reprezentat pentru mine cel puțin o ocazie de a-mi găsi mai ușor propriile slăbiciuni și avantaje, care sper că în viitor mă vor ajuta pentru a evolua. Sunt de acord întru totul cu ce au zis restul, dar cu propriile mele cuvinte pot să spun că a fost o experiență unică. Sunt mulțumită de ce am realizat, chiar dacă voi câștiga sau nu. Mă bucur că m-am cunoscut pe mine însumi, mă bucur că am asistat astăzi la acest concurs și mulțumesc celor care mi-au dat șansa să ajung aici. Deci s-au pus în joc trei premii. Trei premii foarte mari. Cineva se va trezi mâine dimineață mai bogat cu 50 de milioane vechi. Va exista un premiu 2, am spus cu acel cec mai mic, tot ce lumea. Așa? Care e numai de 2000 de ron. 20 de milioane. Și, nu în ultimul rând, un premiu 3 de cât? 1000 de ron. Asta înseamnă 10 milioane. Ce facem? La revedere, mulțumesc frumos, un cocktail. Ce înseamnă asta? De consolare care sunt câte 1 milion de lei. Dați-mi voie să vă spun cine ia câte 1 milion de lei. 1 milion de lei în seara asta ia Ancuța. Mai ia 1 milion de lei Cristian. Carmen. Alexandru. Liviu. Și Mihai. Au rămas în cursă, deci, pentru locurile 1, 2 și 3. Au rămas Adrian, Cătălina și Raul. Mulțumim. 10 milioane de lei sau 1000 de ron. Cătălina. Să accept de pe asociat.
dumneavoastră, în seara aceasta, v-ați manifestat anumite luări de poziție și de critice. Ne bucurăm pentru acest lucru, pentru că așa este viața, apar fel de fel de situație și dumneavoastră, la un moment dat, ați reacționat. Consider că ați reacționat normal. Asta este viața, asta este competiția și să fiți pregătiți pentru viață, fiindcă de acum, într-adevăr, prin acest concurs v-ați ambiționat și așa cum în concurenț au spus că este o adevărată experiență, așa să fie de acum în continuare. Noi, administrația locală, ne bucurăm că avem asemenea tineri frumoși, inteligenți și curajoși și ne punem speranțele în dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră sunteți cei care veți veni după noi și veți conduce destinul orașului.